am fost anunțat că în continuare cei de la PDL joacă murdar tăind bannerele Partidului Național Liberal și am și confirmarea, lucrul acesta s-a întâmplat în Comuna Horodniceni, acolo unde avem primar, acolo unde domnul Dulgheru Pavel, nu-l cunosc, nu l-am văzut niciodată, dintr-un jeep cu o ustensilă de tăiat BNR specială, oprea lângă BNR-le Partidului Național Liberal, le dădea jos, iar după aceea, cu sălbăticie, aș putea spune, scotea un cuțit din... și le tăia ferfenița. Acest domn a fost văzut de o serie de cetățeni din Comuna Horodniceni, care au depus deja plângere la poliție. Și mai interesant este că acest domn Dulgheru Pavel a fost coleg cu Gheorghe Flutur, fiind la un moment dat lucrător în sistemul silvic sucevean. Deci toate lucrurile se leagă, nimic nu este întâmplător. Este evident că nu un medic, nu un profesor, nu un inginer taie bannerele, ci un apropiat fost silvicultor al lui Gheorghe Flutur. Ceea ce îmi spune mie, cam cât de îndârjită și disperată este lupta lui Gheorghe Flutur împotriva Partidului Național Liberal, Partidul Național Liberal care are singurul candidat capabil să-l bată pe Traian Băsescu.